Bun găsit, vă spun și astăzi tuturor, o nouă ediție a emisiunii Prin Plan Obiectiv, în direct de aici, de la TVR Craiova. Pentru 50 de minute vă propun să ne fiți alături și astăzi, prieteni. Mulțumim încă de la început Florăriei Sofia, sunt partenerii noștri de ceva timp, săptămânal ne încântă cu asemenea aranjamente florale care parcă aduc mai mult zâmbetul pe buzele invitaților noștri. Aș vrea să vă spun în cea de-a doua parte a acestei emisiuni, am bucuria să-l revedem cu toții, noi cei de aici de la TVR Craiova, pe un coleg minunat, are biroul de lucru undeva la circa, nu știu, 200-300 de metri de studioul nostru, jurnalist la Radio România Oltenia Craiova, Davian Vlad. Ieri a împlinit o vârstă frumoasă, 50 de ani, vrem și noi încă o dată să-i urăm la mulți ani, avem și câteva surprize pregătite pentru el, deci undeva în jur de ora 16:30 de minute vine în platoul nostru. Iar pentru prima parte a acestei ediții am deosebita bucurie să aflu mai multe despre invitații noștri de astăzi. Ne raportăm la echipa de handbal de la SCM Universitatea Craiova și spun bine ai venit la TVR Craiova Mariei Valentina Ion. Bine v-am găsit! Însoțită astăzi de team managerul acestei echipe, domnul Gabriel Sorin Toaxen. Am spus așa în ordinea din certificatul de naștere. Bine ați venit la TVR Craiova. Mulțumim, să vă mulțumesc. Am spus așa de la început acest aspect pentru că cred că sunteți mai mult așa pe buzele tuturor cu al doilea prenume, de fapt, Sorin. Da, multă lume sau majoritatea mă cunosc ca Sorin Toaxen. Sorin Toaxen, emoții ceva în platoul nostru? Cred că poate cele firești până la urmă. Constructive. Constructive. Da. Ești Valentina, așa a rămas stabilit între noi să te apelez cu acest frumos nume Valentina. În această echipă de handbal de cât timp? De 4 ani. De 4 ani? Da. Deci atunci aveai nici 16 ani 16. Și jumătate, cam așa. Iată, vezi clar pe parcursul acestor ani așa o schimbare. Nu știu, mai ales în sufletul tău, emoțiile poate erau altfel atunci, cum ești acum? Emoțiile erau mult mai puternice, eram mult mai emotivă, eram mult mai timidă, timorată, dar bineînțeles că am avut parte de sprijinul echipei, sprijinul colegilor, al staffului și pot să spun că m-am maturizat. Ai crescut odată cu echipa, să zicem. Da. Nu știu dacă este bună această asociere, domnule Toaxen. Este, practic, pentru tinerele jucătoare, perioada care nu o vor uita niciodată. Fiind junior sau junioară la momentul respectiv și reintegrând echipa de senioare, este o mândrie, unde foarte mulți sportivi visează, dar din păcate nu foarte mulți ajung acolo. Deci cei 4 ani care îi are petrecuți până acum la Craiova, cu siguranță vor fi cei mai frumoși și vor rămâne în amintirea ei. În sufletul Valentinei. Avem o serie de imagini atât de frumos surprinse prin amabilitatea dumneavoastră. Iată, am pus acolo sursa SCM Universitatea Craiova. E multă tensiune în acest sport. Aș vrea să te întreb tot pe tine, Valentina. Nu? Handbalul este până la urmă un sport mai dur. Este... De ce totuși tu ai mers pe latura aceasta? Te văd oarecum așa cu aliură, aș putea să zic, nu știu, spre dansatoare, spre balet. De ce totuși ai ales acest sport? Să știți că la început chiar am mers pe această latură mai artistică, pe dans. Deci ai făcut totuși. Da. Iată, mi s-a spus că am înclinație, doar că inima mea nu tindea să meargă pe această latură. Cât ai făcut dansuri? Cât timp? Foarte puțin, un an, cred, cam așa. Și după am ales să merg pe această parte sportivă. Îmi plăcea foarte mult sportul de contact în general, fotbalul, mai ales tatăl meu fiind fotbalist. Da. Și am ales handbalul. Deci ceva până la urmă a fost ceva, iată, transmis de la tatăl tău. Da. A părut firesc. Da. Apropo de ce înseamnă conformația unui sportiv, trebuie să fie, nu știu, niște standarde, să ne punem aceste întrebări pentru un părinte care vrea să urmeze copilul această zonă a handbalului? De cele mai multe ori, părinții își doresc ca, copiii să le calce pe urme. Da.
Din păcate, eu cred că este greșit. În ziua de astăzi, pentru că nu poți să obligi un copil să facă un sport care probabil lui nu-i place. Nu-i place, da. În opinia mea, eu cred că tinerii, în ziua de astăzi, ar trebui să încerce mai multe sporturi. Își va alege pe parcurs. Știm destul de bine că sportul înseamnă sănătate, exact. Înseamnă un corp frumos, mai ales la fete. Înseamnă o colaborare vis-a-vis de sporturile de echipă, înseamnă că depinzi de toate celelalte. Exact. Prietenii deci, frumoase exact, care clar se leagă în timp. Se leagă tot felul de, de momente pe care peste ani ți le aduci aminte cu drag și știi că în momentul în care câștigi sau pierzi, ai fost împreună și te poți ridica dacă pierzi cu ajutorul colegilor. Din nou. Și poți să te bucuri după o victorie mai mult și să ai încredere în ceea ce ai făcut tu, în valoarea ta, împreună cu echipa. Cred că asta ți-a plăcut iar nu, în cadrul acestui sport, handbalul. Este un sport de echipă și cred că fiecare dintre voi vă dați uneia celeilalte din forța, din ambiția de a reuși. Nu, e vorba de energie și de pasiune până la urmă, pentru că asta e factorul care ne ajută să continuăm să practicăm acest sport. E vorba de dorință, e vorba de călătoria în sine, nu e vorba de destinație. Și prietenii, în primul rând, respect, toate aceste lucruri se dezvoltă într-un sport de echipă, părerea mea. Știu că pe 29, nu? Sau 20 și mi-am notat aici, pe 29, da, ianuarie a fost un eșec atunci când le-ați întâlnit pe cele de la colegele, da, din Baia Mare și un scor strâns, 25-36. E nevoie de această energie care se creează în echipă pentru a merge cu fruntea sus în următoarea competiție, nu? Da, trebuie să fim mult mai unite, în primul rând. E vorba de o colaborare pe care o avem una cu cealaltă, trebuie să ne înțelegem reciproc, să avem această chimie. În teren. Exact. Asta se creează și în timp, clar. Da, bineînțeles. De la începutul sezonului, când se face reintegrarea cu noile jucătoare, trebuie să avem grijă și la acest aspect al chimiei. Am înțeles. Sportiv, da, în cazul dumneavoastră, ușor trecând în această latură de team manager. Spuneați, aveți amintiri extraordinare de acest loc aici la TVR Craiova. Știu cei care ne urmăresc s-au petrecut momente foarte frumoase când existau victorii. Dacă vreți pe unul dintre ele să ne-l împărtășiți. Parcă spuneați ceva de 1991. Vă rog. Cred că pentru handbalul craiovean a fost cel mai frumos moment, pentru că în 1991, imediat după Revoluție, am fost prima echipă din Craiova, din sudul României și a doua din țară care practic am avut plăcerea, dreptul să beneficiem de rezultatele noastre. Pentru că știm destul de bine pe timpul acela rezultatele nu erau neapărat cele care erau pe... Mă rog, se juca și în altă parte, dar cea mai frumoasă victorie, cel mai frumos moment pentru mine este câștigarea Cupei României în 1991 cu Steaua București, unde am câștigat în ultima secundă o lovitură de la 7 metri și a fost pentru prima oară în sala sport, vechea sală, pentru că a ars, a fost pentru prima oară când sala a fost... nu mai era loc nicăieri în sală și a fost pentru prima oară când s-au pus panouri de în exteriorul sălii, pentru că mai erau cel puțin 3.000-4.000 de spectatori care vreau să intre și nu aveau unde. Cu cine s-a jucat finala? Cu Steaua București. După care în 91-92, 92-93, campioni. Am devenit și campioni. O echipă care mi-e greu să spun un singur jucător, pentru că trebuie numărați toți. Am fost o echipă din toate punctele de vedere.
și nu numai handbalul, dar au fost echipe la volei, fete băieți, basket, fete băieți, deci handbal, fete băieți, deci Craiova sportivă. Deci și fotbal, și fotbal, să nu uităm pe timpul ăla. Sunt amintiri care eu, ca manager în momentul de față, mi le-aș dormi și eu să le trăiesc alături de fete, mai ales că această echipă, minunată echipă, a câștigat Cupa Europei, EHF Cup, în 2018, cu un retur la Craiova, unde, la fel, sala aceasta nouă, arhiplină, au mai fost ecrane de televiziune în exterior. Și atunci s-a jucat și s-a câștigat Cupa Europei cu contra echipelor care multe dintre ele evoluează astăzi în Liga Campionilor. Din păcate, sistemul din România a făcut și face ca, în general, sportul să fie lăsat mai la o parte, ceea ce nu este bine, pentru că știm că în momentul de față sportul, atât la nivel de gimnaziu, de tot ce este, contează foarte mult și este păcat ca la școală să ai o oră de sport sau să poate nici o oră. La matematică, să zicem. Exact. Nu, fiecare ca fiecare, poți orice. Dar sportul este sănătate și sportul este dezvoltare. Este dezvoltare, poți să ai mintea limpede, deci e frumos. Sănătate 100%. Da, cine poate să facă sport, să facă sport. Avem, iată, acest club. A fost pentru prima dată când ai venit aici. Nu știu, te-ar tenta, să zic, altă zonă din România sau clar rămâi acasă până la urmă? Când eram mai mică m-am gândit și la asta. Acum, spre București, cred că nu te gândeai oarecum? Sau? Nu neapărat. Nu neapărat. Poate și în afara țării, dar în principal, acum focusul meu este perioada aceasta la echipă. Doresc să depășesc eu aptitudinile mele, să mă îmbunătățesc pe zi ce trece. Nu pot să spun dacă mi-ar plăcea să merg la altă echipă sau nu, sau în altă zonă. Acum îmi place aici și sunt bucuroasă că sunt aici. Să spunem și celor de acasă, ești pe postul de... Centru. Coordonator de joc. Coordonator de joc. Are anumite calități, domnișoara, nu? Pentru că totuși coordonează jocul celorlalte coechipiere. Dar nu numai. Nu numai pe postul de coordonator de joc. Are calitățile necesare de a evolua la toată linia de 9 metri, adică poate să joace și interstânga și interdreapta. Deci este flexibilă, un playmaker. Este un playmaker care este util echipei. Spuneați că ați câștigat atunci în 1991, în ultima secundă. Ați avut, să spunem, iată, în acești 4 ani de când ești la acest club, o partidă așa asemănătoare, care a fost la fel, pe măcar în ultimele minute, câștigată de voi? Nu știu să spun acum exact. Singurul meci de care mi-aduc aminte este chiar primul meci pe care l-am jucat la această echipă în 2019, împotriva unei echipe din Danemarca, Nykøbing. Tot așa, această atmosferă incredibilă în sală, pentru prima dată când am văzut atâția suporte și persoane care îmi scandau numele, am fost foarte bucuroasă. Un meci foarte intens, despre care... Cu multă adrenalină, nu? Da. Despre care și acum mi-aduc aminte. Iată, până la urmă, partea aceasta, zona emoțiilor primează clar și pentru un sportiv și îl face să se meargă mai departe. Sunt emoții care sunt benefice. Eu cred că orice tânăr sportiv tinde sau își dorește să ajungă la echipa națională. Pentru că la echipa națională îți cântă imnul pentru tine. E un sentiment unic. Unic, dar ca să ajungi acolo e de muncă. E de muncă și noi credem că aici în Craiova, la SCM Craiova, avem toate condițiile care sunt asigurate de comunitatea locală, mă refer tot ce înseamnă
primărie, consiliu și așa mai departe, sunt oameni care sunt alături de SCM Craiova, sunt oamenii care au trăit evenimentul din 2018 alături de fetele de la SCM Craiova și cu siguranță își doresc cât de repede posibil ca echipa să revină din nou în cupele europene, dar sunt momente dificile în economia României. Autoritățile fac eforturi care să susțină sportul craiovean. E greu în momentul de față să ne batem cu echipe, mai ales în Liga Feminină, unde mă refer la CSM București, Rapid București, care au bugete foarte mari și sunt practic echipe care sunt cotate cu o șansă bună de a participa la Final Four-ul Champions League. Pe lângă ele mai sunt și altele. Noi tindem să ajungem acolo. Avem jucătoare din Craiova, avem tinere din Craiova, avem și alte jucătoare din țară și din străinătate. Și din străinătate. Aici vreau să vorbim un pic de lot. Am văzut este, acolo. Este practic imposibil în momentul de față să faci o echipă competitivă numai cu jucători din România. Este imposibil. Știm că anii trecuți nu au fost benefici pentru sportul juvenil. Aici o să te mai întreb, Valentina, te rog. Și datorită faptului că s-au pierdut acei ani. Se simte, se resimte, se nu? Se simte pentru că noi am rămas în urmă. Noi la handbal am fost, practic, cea mai bună țară din lume. Iată. La handbalul avem 7 titluri de campioni mondiali. 4 la masculin și 3 la feminin, atât în handbalul în sală, cât și în handbalul în 11 de afară. Din păcate, putem să spunem că ultimul titlu câștigat de România este 1974. A trecut o viață. Exact. Din păcate, noi am rămas jos. Alții au investit în tineri, au investit în societate și se vede. Echipe care noi, pe timpuri, câștigam la 10 goluri diferență în România. Da. Astăzi sunt campioane mondiale, olimpice. Noi deci, suntem mai jos decât ne-am imaginat noi vreodată. Dar sperăm că cu ajutorul tinerilor, cu ajutorul celor care ne conduc la nivel politică, de minister, să ajute să fie capabili ca să ajute sportul românesc, pentru că dacă nu iei de jos pașii să-i faci așa. Nu avem noi banii, sunt foarte mulți bani ca să cumperi jucători străini pentru a face performanță. Deci, asta este. Are dreptate domnul team manager, nu? Da, desigur. Sunt de părere că această investiție în copii, în junior, este de termen lung. Până la urmă, fiecare club își dorește să aibă o echipă compusă din românce. Până la urmă, ăsta este scopul și al nostru. Ca să ajungi la echipa națională, trebuie să ai minute jucate, în primul rând. Câte sunt? Nu știu care este un termen, ca un target. Nu este un target. Sunt pe categorii de vârstă. Există lotul național de cadeți, de juniori, de tineret și de seniori. Dar este greu să cred că vor fi jucători care vor sări aceste etape. Pentru că îți trebuie pregătire, îți trebuie să fii văzut, îți trebuie să ai competiții internaționale care sunt diferite față de competiția internă. Sunt alte meciuri mai intense, intensitate. Cred că și duritatea, nu să zic, este altceva, la alt nivel. Te întâlnești cu altcineva. Da. Cu altfel de mentalitate. Altă școală, nu? Altă școală și te bați cu el. Te bați cu el, dar ca să fii mai bun decât tehnologia lui, trebuie să fii mai deștept, mai bătăios, mai disciplinat, aici vreau mai să colectiv. Să mergem pe aceste aturi, nu care ar fi pentru ca să poți reuși într-un asemenea primul sport. Disciplină. Disciplină, da. Disciplina e baza tuturor meseriilor până la urmă. Trebuie să fii disciplinat. Condiția fizică, bineînțeles. Deci e nevoie să te menții sănătos, să ai clar... Un stil de viață sănătos. Da. Dorința, ambiția, cred că, dorința asta ta să reușești. Da. Schimbarea acestei mentalități, pentru că foarte multă lume spune că avem mentalitatea aceasta românească. Și nu știu dacă sunt neapărat de acord.
asta poate fi schimbată, se poate lucra, dar trebuie început de jos, în primul rând, cu copii, cu juniori. Trebuie impusă o altfel de mentalitate, mentalitate spre schimbare, spre evoluție, în primul rând. Asta e cel mai important. Încrederea aceasta pe care clar eu o resimt aici, fiind la câțiva metri alături de tine, Valentina, îți este insuflată probabil și de acasă. Ești susținută de părinți. Este acest sprijin care vine din partea familiei și apoi toată atmosfera frumoasă pe care clar o creați împreună ca jucătoare în cadrul fiecarei partide, mă gândesc. Ca echipă, ca jucătoare, ca și staff. Încrederea asta trebuie menținută. Avem nevoie și de sprijinul suporterilor, bineînțeles. De multe ori ei sunt al optulea jucător pe teren. Ei ne dau energie și îi așteptăm cu drag la sală. Apropo de sală, s-a creat și acest proiect cu Hai la sală, când erau invitați cât mai mulți doritori de a vedea lucrurile concret pe teren. Să se umple sala, nu poți să joci cu o sală goală. Și o să vorbim despre perioada aceea dificilă din pandemie, apropo de minusurile legate de acest sport. Da, este... Nu poți fără public. Adică nu poți, nu poți, poza, dar nivelul e clar mai jos. Eu profit de această ocazie ca să îi invit pe suporterii craioveni de la ora astăzi de la chiar 19, pentru că la ora 16 deja a început jocul de volei. Dar astăzi de la 19 au ocazia să vină la sala sporturilor din Craiova, la sala polivalentă, pentru a susține echipa noastră SCM Universitatea Craiova basket masculin la un joc foarte important în Europa FIBA Cup, pentru că această echipă s-a autodepășit, a avut rezultate foarte bune, este în primele 16 echipe din Europa, atât echipa de basket, cât și celelalte echipe merită să aibă suporterii atât la bine cât și la rău. Dar cu siguranță sunt mai multe rezultate pozitive decât cele negative. Îi rugăm să ne înțeleagă. Toți sportivii clubului depun eforturi uriașe, vin la antrenamente, pleacă weekendurile de acasă, sunt fac deplasări. Sunt sacrificii la mijloc, clar. Da, da. Deci contează foarte mult să se simtă apreciați până la urmă. Apreciați, iubiți, să li se... recunoască eforturile, se recunoască meritele, munca, pentru că nu cred că este vreun sportiv în lume să semneze cu un club, indiferent de sport, și să nu vrea să joace. Deci acela nu este, nu, spiritul sportiv este competiție, amiciție, tot. Este așa, spiritul, tot cred frumos. Că este cel mai mare, sportul este liantul cel mai important între toate popoarele din lume. Deci, nu contează de unde ești, din România, din Uganda, din Spania, din Belgia, te întâlnești la un campion mondial, vorbești, joci, olimpiadă, și de asta zic, nu toată lumea are ocazia să participe la aceste competiții. Să vezi aceste ceea ce doar îți permiți, să zic, pe un ecran, să trăiești într-o sală. Valentina, într-un minut, către cei care ne urmăresc, poate un gând, un îndemn pentru sport, te rog. Rog toți suporterii să vină la sală să ne susțină. Avem nevoie de ei, de energia lor. Și vreau să îi rog să fie înțelegători cu noi. Noi ne dăm sufletul pe teren și mereu ne dorim victoria. Așa să fie. Vă mulțumesc încă o dată și a fost o reală plăcere pentru mine astăzi să dialogăm. Mult succes în acest an. Cu drag așteptăm și alți colegi să fie aici în platoul nostru. În primul rând sănătate și așa să fie cu toții încrezători în forțele lor. Mulțumesc încă o dată. Numai bine. Hai la Universitatea Craiova. Exact, așa să se întâmple. Aș propune, dragi prieteni, acum o secvență muzicală și ne întoarcem în platoul nostru cu Davian Vlad și povestea sa legată de jurnalismul pe care de peste 25 de ani îl practică la Radio România Oltenia Craiova. Sunt student în anul 3 și nu văd decât femei. Am o cameră în cămin și un coleg cam cretin cu care mă distrez și lumea
lumea toată e a mea. Fericit și amețit, dacă am pe masă o bere, o-n bar cu cine cere, ia prietene și bea, dar te rog în cinsta mea, aș vrea ca timpul să se oprească și să vă văd pe toți așa, la rând ca fericiți și zâmbitori. Și le frem. Mi se rupe inima să-mi spună cineva. E simplu, da? Și mi se cineva, unde este gara? Gara, covricei, berea. Când agățai o fată cu o poezie, rog cu cheile de la mașină. Și uite așa se duce viața, când te prinde dimineața, mahmurel cu capul mare, cu căreata între picioare. Și nu știi de stres ce cursuri ai, nu contează, hai mai stai să te bucuri de ce ai. Cu mâinile sus voi cântați și mi se mise ru tare să-mi spună cineva mai tare, tare rânca și mi se rupe inima să-mi cineva, adică voi, și mi se
Am revenit, dragi prieteni, aici în platoul emisiunii noastre la Prim Plan Obiectiv și așa cum spuneam, am deosebită plăcere ca în minutele următoare să discut cu prietenul nostru, jurnalist de 28 de ani la Radio România Oltenia Craiova, Davian Marin, exact. Vlad, 50 de ani, Davian, încă o dată la mulți ani din partea noastră. Mulțumesc. Ieri împliniți 31 ianuarie. Da, ieri am celebrat ianuarie. Semicentenarul. Semicentenarul. O jumătate de veac de nesingurătate. De nesingurătate. Eu parcă te simt un pic emoționat, glumeam apropo de piesa pe care am ales-o așa ca un intro pentru mare tine. Mare figură, Dan Helciuc, nu? Oricum, da, nu știu, clar, ați vorbit în atâția ani, ați întâlnit la evenimente. Ce să fie pe primul loc? Literatura, sportul, muzica? Pentru că sunt multe emisiuni pe care tu le-ai făcut în anii aceștia. Da, foarte multe, am făcut aproape... toate tipurile posibile și imposibile de emisiuni radiofonice. Începând cu matinalul. Da. Prima și prima dată? Când ai emis tu în data de... Ia să vedem, te prind? În data de. În anul, prea frumos. Singura dată pe care o știu este cea când a început contractul meu de muncă la Radio România Oltenia Craiova, 1 iulie 1997. Da. Sunt... Ai avut 26 de ani, dar se mai adaugă vreo 2-3 de colaborare. De colaborare, da, exact, da. Exact. Deci, iată un 1 iulie. Da. Era cald, era chiar caniculă, nu? Începea luna lui cuptor. Era vara, cum o știam noi pe vremea aceea. Vara adevărată. Da. Bine, iarna acum nu prea mai seamănă cu iernile de altă dată. Exact, cum zic colegii din regie, ninja. Iar vara e prea vară. Prea vară, câteodată. Nu? Ultima vreme, odată cu schimbările climatice. Și da, a fost o lungă vară fierbinte pentru mine, că a fost acel concurs pentru postul de redactor. Da, erai de 2 ani sau de 3 ani încă acolo, de să zic. Da, eram, da, erai, eram colaborator. Erai, erai colaborator, am înțeles că un rol foarte important, adică persoana care ți-a dat așa încredere, da, mergi pe drumul acesta, a fost doamna Liliana Hinoveanu. Exact, Liliana a fost cea care... Uh-huh. A intuit un oarecare potențial în mine și m-a încurajat. Oare ce, nu știu, ce a surprins, o, să zicem, la tine? Ce crezi că a determinat-o? În primul rând vorbim de radio și atunci la radio avem acest minus că nu există imagine, dar e foarte importantă vocea, tonul și ai, cel puțin aici clar, tu, o dicție foarte... Da, nu știu dacă l-aveam și pe vremea aceea, dar cred că a contat mai mult faptul că... îmi plăcea literatura, da. Aveam o cultură generală considerabilă și o creativitate lingvistică pe care a sesizat-o Liliana și spontaneitate, exact. Ceea ce e foarte important. Foarte important. Asta apropo de cei care ne urmăresc și poate își imaginează că acolo la radio, în cabina aceea, da, ești tu cu microfonul și vorbești așa, ce crezi tu de cuvință. Nu. Nu este așa. Sunt și momente în care, într-adevăr, improvizezi. Improvizezi că sunt mici spații pe care trebuie să le acoperi, dar nu. Dar întotdeauna ai o hârtie în față sau măcar un ecran, un display, de pe care îți procuri informațiile, de exemplu, în timp real. Acum, fiind această minunăție numită internet, înger și demon, depinde cum îl folosești, dar pentru noi jurnaliștii e binecuvântare. Putem accesa în fracțiune de secundă, informația proaspătă e la doar un click distanță. Doar un click distanță și vorbim serios. Adică noi în anii aceia, pentru că suntem oarecum de seamă, sunt cu 3 ani în spatele tău, ne duceam, mulțumesc, Doamne ajută, ne duceam nu la bibliotecă, citeam, conspectam, aveam fișe, mi-aduc aminte, acele fișe cartonate. Când spui unui puști, unui, chiar unui tânăr de așa ceva, se uită la tine, păi cum, acum dau, caut imediat control C, control V, cit control P la final. Da. Păi și ca să fii sigur de o forma unui cuvânt care este cea corectă. Exact. Aveai dicționarele. Aveai îndrumarul ortografic, ortoepic și de punctuație. Le aveai pe toate în bibliotecă, la radio. Nu puteai fără acum, acestea. Acum Dex online imediat. Și afli imediat care e pluralul, că se zice succese, nu succesuri. Exact. Și umorul e foarte important să-l ai, nu, ca om de radio. Categoric, da.
Și cred că l-am avut, adică nativ în gene. Asta zic, nu avem, să zicem, partea legată de fizic, nu știu, poate ne ducem spre bunicul patern sau spre bunica maternă, dar ceea ce ține așa de o finețe, apropo de un limbaj aparte sau de poantele astea pe care, clar, așa, instantaneu, spontan le spui, astea să vină din partea tatălui, oarecum? Cum? Categoric, fiind vorba despre un om de litere, un prozator, tatăl meu, de la despărțirea de el, împlinindu-se, din păcate, pe 30 ianuarie, acum două zile, 21 de ani. Dar el iese cu mine întotdeauna și este în mine și cu siguranță am acest talent și de a asocia ideile și de a fi creativ, lingvistic de la el. Păi chiar și numele meu este o dovadă de creativitate lingvistică, pentru că este un mix între numele tatălui și a mamei. Dan și Viorica. Da, Vian. A fost la fel. Poate părea un simplu nume, dar nu. Da. Mi-aduc aminte că a făcut o glumă un profesor, domnul Trăistaru, la limba și literatura română în facultate, atunci, în anii 90, la începutul deceniului, cam nume de societate în nume colectiv. SNC, cum era pe vremea, nu știu dacă mai există SNC, acum există PFA, există SRL, ESA, da, și eu aveam nume de SNC, pentru că erau numele amestecate ale mamei și tatălui meu. A contat foarte mult și copilăria, ca să o luăm așa un pic gradat. Sunt multe, cred că multe momente pe care mai mult sau mai puțin le readuci așa din când în când în frazele tale. Da, păi am cunoscut niște oameni extraordinari care au venit în casă, tatăl fiind editor la editura Scrisul Românesc în anii 80. Ne-au călcat pragul foarte multe personalități literare și nu numai. Artistice în general. Au venit mulți cântăreți pe la noi, Victor Socaciu, actori, Florin Piersic, scriitor, nu mai vorbesc, Amza Pelea. Iată, ai avut șansa să fii alături de acești da. Și titani până la urmă. Exact. Și am rămas cu ceva de la toți. Adică mintea mea era ca un burete, cum au toți copii. Da. Și am înmagazinat, am profitat de această ocazie rarisimă de a cunoaște niște oameni de excepție și acest lucru l-a lăsat urme. Da. Benefice. Nu se poate să nu rămână acolo în sufletul tânărului, copilului. Da, exact. Și pentru că vorbim despre asta, ești norocosul tată al unei tinere minunate, Mara. Mara Ioana, iată, ca să avem ambele prenume. Și nu știu dacă cumva, nu știu, parcă se întâmplă ceva acum pe o legătură, printr-un telefon, să spunem, alo, bună ziua! Bună ziua! Bună! E vocea cristalină a Marei. Am recunoscut-o imediat. Te pup, tati! Te pup, tati! Surprizele aici așa, foarte mare, le creăm împreună. Am complotat, nu știa nimic Davian. N-am intrigat. Și vă las așa să vorbiți puțin, nu știu, eventual ce faci, cum ești. Unde ești? Sunt la birou. La birou. Și când vorbim acum despre birou, acolo, la biroul tău, ce simți tu că vine de la tata, de la Davian? Ce ai moștenit? Ce ai moștenit exact de la el, ca să fii tu acum la acel birou și ne spui tu la ce birou? Cred că cel mai important, pasiunea pentru muzică, zice. Deci muzica a fost acolo, da? Da, pasiunea pentru tehnologie, nu știu, cred că... Asta a venit așa, poate... Uite, la mami, uite, la tati, da, nu știu. Eu am încercat doar să mă adaptez. Găsește și acum. Schimbărilor tehnologice. Încearcă să se adapteze. Dar i-am depășit rapidit. Da. Deci exact titulatura ta acum, acolo, Mara, te rog să-mi spui care este. Sunt inginer broadcast, adică audio și video. Felicitări încă o dată, bravo. Mulțumesc frumos. La ceva kilometri de Craiova. Da,
mai mult sau mai puțin, câțiva mii de kilometri de Craiova. Și un clip distanță, așa cum spuneam mai devreme. La Londra în acest moment, da. Ea fiind studentă la Universitatea din Leeds, și fiind programată pentru audiovizual, pentru că ea și arată frumos, spre deosebire de mine, deci eu am avantajul că la radio nu mă vede lumea. Nu te vede. Dar Mara merită să fie văzută. Deci Mara, ai luat de la tata, am spus partea aceasta legată de muzică și de la da. Mama, hai să nu uităm nici pe Anca. Păi, sperăm că la ne urmărește, nu i-am spus nimic da, de intervenția da, da. Ta. E alături de noi. De la mami, clar, incineria, pentru că, până la urmă, sunt incineer. Deci, partea tehnică, da, cred că de la mami o moștenesc, mai mult ca sigur. Da, muzică plus matematică, cifre. Și note de muzică. Exact. Chiar acum făceam ceva în Excel și cred că dacă aude mami, mă înțelege. Da, eu nu, categoric. Da, deci... Da, cred că cam asta a fost împărțeala de la mami și de la tati. Un mixaj perfect, am spune, având în vedere nu acolo unde ești și ce faci. Pentru ce fac, da, sigur. E combinația perfectă. Și profită de spațiul acesta muzical minunat al Marii Britanii și nu ratează aproape niciun concert al formațiilor favorite. În industriei muzicale, n-ar putea. Altfel. Mara, dacă poți să ne treci în revistă câteva dintre trupele pe care le-ai văzut live și care te-au impresionat cel mai mult. Păi, aș putea prin toate, dar nu, sigur nu aveți timp de toate concertele. Câteva dar, care te-au impresionat cel mai mult. Păi, o să iau în funcție de câte ori am văzut. Cred că asta este ordinea corectă. Arctic Monkeys, clar, formația preferată, clasic. Cred că după aia ar veni Kasabian, pentru că i-am văzut de 7 ori până acum. În vară îl iau pe tati la un concert mare, la Blur, pentru că se reunesc. Deci, mi-a făcut surpriză. Surpriză, da, iată. Asta da. Încă o surpriză. Încă. Pentru că încă o surpriză. De ziua mea. Da. Așa, se poate să spune? Mă consoleze, să nu fiu deprimat când plinesc 50 de ani. Mi-a trimis pe WhatsApp copia biletelor la campionatul mondial de snooker de la Sheffield, de la Crucible, de poate o să-l vedem, poate Mara o să-l vedem pe Roni, cine știe, dacă o avea noroc. Doamne, știu, să vedem. Deci complotează acolo, îi plac surprizele, dăruiește. Da. Știe să dăruiască și îi place să dăruiască. Clar și primește și a avut de unde îi place să primească. Să primească toate aceste lucruri de la părinții ei. Da. Mara, în finalul dialogului nostru te-aș ruga dacă ți-ai amintit, nu știu, de când erai mai mică, ceva, un moment aparte cu Davian, așa ca între fată și fiică și tată. Nu când ți-am scăpat telefonul nou și ți l-am făcut praf. Nu pe acela. Nu incidente dintre acestea. Există uitat. Altceva, nu știu. Păi... Dacă tot vorbim de muzică și de pasiunea pe care o avem amândoi pentru muzică, cred că în copilăria mea cel mai frumos moment erau când am primit un fel de casetofon cu microfon. Tati, cred că toți o aduce bine aminte. Și puneam o casetă în el și ne registram cum cântam. Da. Cântam, mi-aduc aminte, cel mai mult accent cu Jokero, dacă mai ții minte, Mara. Da, nu știu, zi-mă că nu mai ții minte exact, dar știu clar că aveam jucăria aceea cu microfon și cântam în ea și după aia dădeam play la casetă și ne ascultam. Și ne ascultam, ne înregistram. Era un fel de karaoke, să spun așa. Era un fel de karaoke, da, dar cred că cântam, că atunci am început bine, vă dați seama, nu la cine știe ce nivel, dar îmi plăceau melodiile de la Disney Channel, de la filme. Și încercam să copiez cuvintele în engleză, ce înțelegeam eu, vă dați seama că nu Și compuneam cu trei cuvinte pe care le știam maxim în engleză. Exact. Dar, uite, au fost momente care s-au dus într-un viitor atât de frumos pentru tine. Și Mara, să-mi aduc și eu aminte un moment din copilăria ta care rămâne aici, în sufletul meu, când de ziua ta
Apropo de karaoke, am cântat împreună Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent. Da, la 14 ani. Când ne-am dus... Da, mi-aduc aminte. A fost o petrecere karaoke. Mi-am chemat toți prietenii, aveam invita mai stația de karaoke. Și s-a cântat non-stop, nu? Da. Păi, ce știam noi să facem cel mai bine? Iată, poate până la urmă, pentru cineva pasionat de muzică, dar nu neapărat să meargă pe latura aceasta de a fi solist, de a fi interpret, se pot găsi și alte zone de atins, să zicem. Da. Oricum, păi, Mara, deja la Leeds, în, cred că al doilea an de facultate, a produs o piesă a unei trupe tinere de studenții din Leeds, nu, Mara? Așa este? Da, am fost inginerul de sunet și producător, da. Felicitări încă o dată, îți mulțumim mult de tot pentru intervenția noastră. Mult succes în tot ceea ce faci acolo. Când revii în Craiova, nu ezita să ne vizitezi. Sigur, vrem aici să mai împărtășim celor de acasă din experiența ta în Londra. Momente frumoase, cred că nu așa cum ești tu în aceste zile asaltat de mesaje, de telefoane, pe toate zonele. Am încercat să răspund tuturor. Tuturor. Da. Dacă mi-a scăpat vreunul, cer iertare, dar n-a fost intenționat. Foarte, foarte greu, foarte greu. Da. Tehnologia ne ajută, spuneam, la un click distanță, parcă vezi totul mai de aproape. Exact. Faci în așa fel încât să nu mai fie atât de dor, să zicem, de persoană, de... Da, atenuează ușor. Atenuează, are un rol, are un rol până dar la urmă. Dar nu risipește dorul. Mergem pe altă zonă, pasiunea pentru radio, pentru literatură, tot ce e acolo e o parte în sufletul tău și în ultimii ani te-ai îndreptat către cei tineri, adică ai zis de ce să nu împărtășesc din ceea ce eu știu și mi se pare iară un lucru frumos. Da, exact. La facultatea de litere, la specializarea jurnalismului principal, dar și la cinematografie, fotografie, media mai nou, încerc să le transmit celor tineri pasiunea mea și entuziasmul meu, pe care nu mi le-am pierdut nici la 50 de ani. Și, da, într-un fel, sunt mai mult antrenor de jurnaliști decât profesor, așa mă simt. Încerc să-i mobilizez, să le insuflu această pasiune, să le transmit că entuziasmul nu trebuie să aibă termen de valabilitate, să nu și-l pierdă niciodată și să fie curioși, în sensul bun al cuvântului. Să vrei tot timpul să cauți, să investighezi, să afli. Este o meserie fascinantă, după cum bine știi, și care te ține în priză. Și nu seamănă o zi cu cealaltă. Exact. Și șansa aceasta extraordinară de a putea avea fabulosul noroc să fii la un metru, doi metri de oameni pe care cei mai mulți doar îi privesc în reviste sau pe un ecran. Deci asta este absolut senzațional. Da, și să ai șansa de a obține de la aceștia niște opinii, gânduri, idei pe care în alt context n-ai putea să le procuri. Exact. Și e un privilegiu de care trebuie să ne bucurăm în continuare și să o facem cu profesionalism și cu responsabilitate și cu respect față de interlocutor și față de public și față de propria persoană. La urmă, sunt trei acolo, să zicem, la mijloc. Mai avem circa 3 minute, Davian. 1 februarie, astăzi urmează tot felul de sărbători și așa mai departe. Ce să fie acolo pentru sufletul tău în acest an, așa, dincolo de sănătate, de ceea ce spunem cu toții? Nu știu, un proiect pe care încă nu l-ai așternut pe hârtie și nu l-am auzit la microfon. Apropo de surpriza incredibilă de mai devreme, care m-a copleșit, trebuie să recunosc. Vreau să fie surprize cât mai multe, plăcute. Frumoase. Da, și deci proiectele acelea care nu există în acest moment, să se investească la un moment dat și să fie acele surprize pe care mi le-am dorit dintotdeauna. Noi nu putem decât încă o dată să te felicităm pentru tot ceea ce ai făcut în acești ani. Au fost ani minunați, cred că aproape 10, când erai aici alături de noi la Bună Dimineața Oltenia, la matinalul nostru și niciodată nu ai refuzat. Acest spirit al tău să-ți fie în suflet și pe buze, în așa fel încât și mai mulți prieteni să ți se alăture. Felicitări
felicitări pentru tot. La mulți ani, încă o dată, din partea noastră. Mă bucur că Mara a fost acolo pe recepție și am uneltit ca să-ți transmitem o emoție frumoasă. Minunată surpriză. Vă mulțumesc. Mulțumim încă o dată. Să ne revedem cu drag. Putem să spunem cât de curând vei fi alături de colegul nostru, Doru. Să urmărească telespectatorii emisiunile noastre. Mulțumesc din suflet, Damian, și echipei. Ne reîntâlnim, dragi prieteni, luni la ora 16 cu alta ediție a emisiunii noastre Prin Plan Obiectiv. Rămâneți sănătoși!